Vă salut, prieteni, pe o zi așa frumoasă ca de primăvară. Suntem pe 16 februarie, o zi frumoasă ține cu noi. Astăzi, Claumar organizează castingul de fidere Matrix. Domnul Claudiu Popa, de la Claumar, e cu noi, îl salutăm. Salutare tuturor! O să ne explice, Claudiu, despre lansetele pe care le testăm astăzi. Astăzi pot testa toți participanții lansetele de la producătorul Matrix, lansetele special destinate pentru distanță. Sunt lansete Aquas și lansete Horizon XD. Toate sunt lansete de distanță, după cum am spus, lansete puternice, capabile să atingă distanțe de până la 150, chiar 160 de metri. Au fost lansări de peste 150 de metri date astăzi aici. Cei care doresc să achiziționeze lansetele pe care astăzi le încercăm, le pot achiziționa de pe site-ul Claumar Pescar. O să-l las eu în descriere linkul de la fiecare lansetă. Și nu uitați, pe 22 februarie vă așteptăm la castingul Shimano, eveniment în cadrul căruia toată lumea poate testa gratuit lansetele de la producătorul Shimano. Vă așteptăm tot aici, la Marea Vlăsii, în spatele lacului, începând cu ora 11 pe data de 22. Fraților, am dat acum cu Horizon de clas de 130 de grame, nu știu dacă se vede. Ia, îmi sunt întorc invers așa, la soare să bată soarele. 120 de metri, eu, cu asta. Iar acum o să dau cu Aquas Ultra Deo de 150 de grame. Să vedem cât de departe arunc. Fraților, 140. Deci am reușit 140 cu asta. O să mai dau o dată, sigur, vreau să trec de 150.
Deci, dragii mei, cu Aquas Ultra D de 120 am reușit 135, să zic așa, 135 și 135 de metri. Cu Aquas Ultra D de 150, 141 de metri. 140 jumate, să zicem 141 de metri în mare. Cu Horizon XD 100 de grame am lansat 120 de metri, cu Horizon XD 120 de grame, 135. Ia uitați, concurenții. Sincer, chiar nu mă așteptam la asemenea lansări, mai ales de la un feeder. În curând voi testa și lansetele mele FL Strategist 3.75 LBS de 3.90 să vedem cât de departe dau cu ele. Nu am apucat deoarece am avut câteva filmări de făcut. Sincer, nu am știut, fiind începător, nu am știut că virgulă cu un feeder pot arunca 141 de metri, frații mei. Sunt convins că unii dintre voi nu cred. Ok, o să facem chestia asta live, fără nicio editare, să vedeți cu lansetele mele de feeder la ce distanță dau cu greutatea maximă admisă. Chestia asta m-a ambiționat foarte tare, inclusiv lansetele pe care le am, să dau cu greutatea maximă, să văd ce distanță pot obține. Și mai e o chestie, mă bucur foarte mult că am început să testez lansete pe distanță, deoarece țin o linie foarte dreaptă, în ciuda faptului că nu credeam să pot da chiar atât de departe și chiar atât de drept. Deci sunt foarte mulțumit de rezultate, ceea ce înseamnă 1 să exersați, 2 să exersați, 3 să exersați.